Domnul să ne rugăm. Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce șezi pe cherubim, Cel ce a arătat puterea Ta și ai trimis pe unul nostru Fiul, Domnul nostru Iisus Hristos, ca să mântuiască lumea prin crucea, prin întruparea și prin învierea Sa, și aceasta venind în Ierusalim spre plinirea cea de bună voie, poporul Cel ce ședea în întuneric și în umbra morții, luând semnele biruinței, ramuri de copaci și scârbări de finire, i-a prevestit în viera. Însă, Stăpâne, păzește-ne și pe noi, care urmând acestor a purtat unui în ramuri de copaci în această zi, de înainte vrăznuire, și precum ca cele popoare și ca cei cruci, care ți-au strigat ție, Osana, apără-ne și pe noi, ca prin laude și cântări duhovnicești, să ne plincim de Dătătoarea de viață în viere cea de-a treia zi, pentru Hristos Iisus, Domnul nostru, cu care împreună ești binecuvântat cu Preasfântul și Bunul și de viață, Păcătorul Tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează și se sfințesc salcile acestea, Dar Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se binecuvintează și se sfințesc salcile acestea, Dar Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se binecuvintează și se sfințesc salcile acestea, Dar Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și nu numai.